Bună seara, bine ați venit la Profit News Debate. Discutăm astăzi despre industria lemnului. Sigur, bună ziua, nu bună seara, seara ceva mai târziu. Se mai întâmplă. Bun, avem câteva informații interesante și pe care le vom afla de la specialiștii din industria lemnului. Vom intra imediat în dezbatere pentru că nu avem și un forum legat de această temă, vom discuta imediat. Pentru început însă doar foarte rapid câteva știri de pe profit.ro și a fost astăzi un forum legat de sănătate, de teme de sănătate, de sistemul de sănătate din România, iar consilierul prezidențial, doamna Loreta Păun, a declarat că pandemia a afectat puternic finanțarea furnizorilor de sănătate și productivitatea în economie. Apoi avem o confirmare a unei tranzacții. Grupul elvețian Autonet a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al Augsburg International, un distribuitor român de piese auto. Și Engie și E.ON au fost desemnați de ANRE, furnizor de ultimă instanță împotriva voinței lor. Știți că era această discuție că nu mai avem practic furnizor de ultimă instanță la energie și gaze naturale din motive pe care le putem vedea, creșteri de prețuri în același timp la gaze, cel puțin avem un deficit de materie primă, de gaz care poate fi cumpărat. Ei bine, iată, ANRE a acționat și împotriva voințelor aceștia au fost numiți furnizori de ultimă instanță. Cam acestea sunt principalele știri de pe profit.ro. Puteți să citiți și alte informații de pe această publicație electronică. Intrăm acum în dezbaterea noastră și îl avem la telefon pe domnul profesor Valeriu Norocel Nicolescu, profesor universitar la Facultatea de Silvicultură și Exploatații Forestiere a Universității Transilvania din Brașov. Bună ziua, domnule profesor! Vă mulțumesc pentru prezență! Eu mulțumesc! Mulțumim frumos. Alături de noi, prin Skype, este și domnul Cătălin Tobescu, este director, manager la Fordac și președinte al Asociației Industriei Lemnului Prolem. Bună ziua, Cătălin Tobescu, vă mulțumesc de asemenea pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumim și noi. Și vă rog să plecăm cu discuția noastră, domnule Cătălin Tobescu, de la hai să spunem fundamentele industriei lemnului și v-aș ruga să ne spuneți care este starea pădurilor din punctul dumneavoastră de vedere, sigur un punct de vedere bazat pe cifre și pe cercetare științifică. De fapt avem o cercetare a stării pădurilor. Vă rog să plecăm de la această discuție. Important este și trebuie spus faptul că lemnul și industrie bazate pe lemn sunt o componentă esențială a soluției pentru ceea ce se dorește să avem concomitent dezvoltare economică și concomitent să avem nevoie să avem grijă de mediu. Lemnul este foarte bun pentru că fixează carbon în produse din lemn și are un efect de substituție pentru alte produse cu amprentă ecologică mai mare, avem o contribuție a pădurilor prin absorbția directă de carbon, iar în literatură se folosește chiar această terminologie de rezervă de carbon, de cuvetă de carbon, iar ceea ce contează este că în România, pe ansamblu, putem să vorbim că avem o stare a pădurilor bună. Este indubitabil, avem o creștere a suprafeței pădurilor în România. Datele inventarului forestier național ne spun că recoltăm doar 65% din creșterea pădurilor. Automat, în fiecare an, peste ceea ce recoltăm sustenabil, recolta de lemn, rămân în păduri aproximativ 24-25 de milioane de metri cubi de lemn, ne spune inventarul forestier național. Deci, fundamentele pentru a privi domeniul pădurilor și al industriilor bazate pe lemn ca o parte a soluțiilor pentru ceea ce societatea dorește, o dezvoltare sustenabilă, acestea sunt
lucrurile esențiale, fundamentele esențiale. Da, domnule profesor Nicolescu, vă rog să continuați poate ideea pe care a adus-o în discuție domnul Tobescu. Deci, iată, lemnul face parte din ceea ce ne dorim să devină o dezvoltare sustenabilă, nu, la nivel economic, nu numai pentru România, ci și pentru întreaga Uniune Europeană. Și în același timp, dacă mai aveți, știu că aș citit cu atenție inventarul forestier național, dacă mai aveți câteva date care ne arată felul în care, sau mă rog, ne arată starea pădurilor în acest moment. Da, eu am să încerc să-l completez pe domnul Tobescu cu câteva cifre care mi se pare edificatoare și care spun foarte multe legate de starea actuală a pădurilor României. Spre exemplu, România are 340 de metri cub de lemn la hectar. Este mai mult decât dublu cifrei europene. Europa înseamnă 169 de metri cub la hectar, noi avem 340. Pădurile României cresc cu peste 8 metri cub pe an și pe hectar față de 5,9 metri cub pe an și pe hectar în Europa. Recolta de lemn din pădurile României este sub nivelul recoltei europene, care înseamnă 73%. Domnul Tobescu a spus 65%, eu cred că este mai puțin. Iar rapoartele europene dau o cifră chiar și mai mică pentru România, nu 65%, ci undeva la nivelul 30-35%. Deci avem cifre care spun că fondul lemnos din pădurile României crește în permanență. Și dacă ar fi fost să comparați inventarul forestier făcut pe bază de amenajamente, adevărat, din 1984 cu cel de acum, constatați că cifrele României sunt extrem de favorabile pentru o gestiune durabilă. Și durabilă din toate punctele de vedere a durabilității, și componenta ecologică, și socială, și economică. Eu nu vreau să mă refer numai la faptul că pădurea este o resursă de masă lemnoasă, ci pădurea este o resursă de foarte multe. Asigură servicii, asigură produse variate, care evident contribuie la evoluția societății în ansamblu ei. Da, vom... Dar trebuie spus, dacă îmi permiteți încă un lucru, trebuie spus încă ceva. Noi avem o problemă foarte mare legată de mobilizarea resursei, pentru că vorbim de partea economică. Pădurile României n-au o structură echilibrată pe clase de vârstă, din păcate. Și trebuie să spunem lucrul ăsta, faptul că mare parte din pădurile noastre sunt cu vârste între 40 și 80 de ani, adică vârsta răriturilor, care ne oferă o șansă foarte mare de mobilizare a resursei lemnoase, fără să afectăm fondul lemnos pe picior. Pădurile noastre au probleme de accesibilitate. Din păcate, numai 65% din pădurile României sunt accesibile. Drumurile noastre sunt puține, avem 6,5 metri de drum la hectar și nu putem să comparăm cifrele noastre cu 25 în Franța, 36 în Austria, 40 în Elveția sau 45 în Germania. Deci avem probleme și în plus, ca să închei ideea, 33% din pădurile noastre au funcții prioritar de producție de masă lemnoasă. Restul sunt păduri cu funcție specială de protecție. Deci toate creează probleme pentru a putea utiliza în mod durabil, în sens economic, resursele noastre din pădurile noastre, care sunt, repet, păduri foarte bune. Sunt între pădurile de vârf ale continentului european. Deci acestea sunt câteva explicații, domnule profesor, pentru care pădurea în România este subexploatată, dacă pot spune așa, chiar dacă în spațiul public adeseori întâlnim opinii, mă rog, contrare, adică multora li se pare că pădurea din România este prea exploatată, ca să facem și o trimitere la subiectul dureros, uneori exploatată prea mult prin tăieri ilegale. Da? Sigur că aici e o altă temă. Dar vă rog, domnule profesor, doar o completare. Nu, și vreau să mai spun un singur lucru. Deci noi trebuie să uităm, sau să nu uităm un lucru care e fundamental. România este o țară europeană în sens forestier prin definiție, pentru că practică o silvicultură apropiată de natură și multifuncțională. Deci, dacă e să ne raportăm la subiectul mobilizării resursei lemnoase, trebuie să luăm toate aspectele respective în calcul. Faptul că încercăm prin tot ce facem în domeniul silviculturii, dar pe întreaga filiera lemnului, să asigurăm acoperite toate funcțiile pe care pădurea trebuie să le joace într-o societate, evident, civilizată, cum este România, partea Europei comunitare. De acord. Ne întoarcem la dumneavoastră. Am să rug acum pe domnul Cătălin Tobescu să ne vorbească tot în continuarea ideii de cum se folosește acest potențial. Am văzut o analiză pe care ați făcut-o recent, se referea la importanța
folosirii pădurii și respectiv a biomasei forestiere în, și lemnoase în producerea de energie electrică. Știm că, și nu numai, știm că suntem într-un moment complicat, suntem într-o adevărată criză energetică. Se poate folosi biomasa lemnoasă pentru a produce energie și în România, domnule Tobescu? Deci avem două fețe ale discuției. O prima față, și domnul profesor Niculescu a expus-o foarte, foarte sintetic și foarte la obiect. Avem un management sustenabil al pădurilor prin care asigurăm această gestionare durabilă a pădurilor, dar după aceea avem o resursă de lemn pe care trebuie să o folosim cât mai bine pentru a adăuga valoare, pentru a atinge aceste obiective și de dezvoltare economică și socială. Deci avem o resursă de lemn care merge către industria lemnului, merge către asigurarea necesarului de lemn de foc al populației și o componentă merge chiar către producția de energie. Se neglijează de foarte multe ori această importantă componentă socială a resursei de lemn prin faptul că 3 milioane și jumătate de gospodării din România se încălzesc cu lemn de foc. Este o resursă foarte importantă pentru asigurarea acestei securități energetice a populației, pentru că, deși în spațiu public s-au vehiculat tot felul de idei, le-aș putea spune trăznite, că putem să înlocuim lemnul cu gaze sau cu altceva, realitatea este că pe termen cel puțin scurt și mediu nu există alternative pentru folosirea resursei de lemn pentru încălzire. Extinderea rețelei de gaze ar însemna costuri enorme și nu se poate face peste noapte. Dar Cătălin Tobescu, aici doar o precizare, pentru că am văzut și informații care spun că în PNRR, în Planul Național de Redresare și Reziliență, se cere explicit și foarte clar că nu mai trebuie ca locuințele din România, gospodăriile, să se mai încălzească cu lemn. Avem o astfel de exprimare foarte clară în PNRR? Înțeleg că nu o găsim în mod explicit. În niciun caz nu știm de unde a pornit această, eu o numesc clar, dezinformare. În PNRR este o formulare foarte clară de diversificare a mixului energetic folosit pentru încălzire, astfel încât să se asigure sustenabilitatea provenienței resursei de combustibil fosil, în speță de lemn. Deci, ideea care este prinsă în PNRR este că populația are nevoie de alternative și lemnul care este folosit pentru încălzire, în mod evident, trebuie să provină din tăieri sustenabile, din gestionarea durabilă a pădurilor. Asta ne dorim și noi ca industrie a lemnului, ne dorim ca lemnul care este valoros să fie folosit pentru a adăuga valoare și a susține creșterea industriei lemnului și produsele de care are atât de multă nevoie societatea românească. Ne dorim ca lemnul să nu fie folosit, să nu fie deturnat lemnul valoros către lemn de foc, pentru că în condițiile unei sărăcii energetice și în condiția unei lipse de alternative, populația este obligată să folosească lemn. Deci în PNRR, și este o linie strategică bună trasată, este nevoie de diversificarea resurselor folosite de către populație, astfel încât să nu există o presiune excesivă pe resursa de lemn pentru foc, lemnul valoros să meargă către industrie și, sigur, în industrie rezultă produse din lemn, dar o bună parte se întoarce sub formă de deșeuri din lemn, de bricheți, de peleți, se întoarce către utilizarea către încălzire, către energie a resursei.
Deci avem nevoie să ținem în echilibru utilizarea lemnului pentru încălzire, pentru energie, cu utilizarea lemnului valoros pentru industrie. Este cu totul altceva, e cu totul altă abordare, mult mai echilibrată și logică din toate punctele de vedere, până la urmă, domnule Tobescu. Pot completa cu ceva? Vă rog, domnule profesor, vă ascultăm. Vă rog. Dacă veți consulta noua strategie forestieră a UE pentru 2030, există două puncte foarte interesante care completă ce spunea domnul Tobescu. Un punct scrie, sau se numește simplu, stimularea bioeconomiei și sprijinirea funcțiilor economico-sociale ale pădurii, bazată pe valorificarea lemnului și altor produse și servicii ale pădurii, iar al doilea punct, care este și mai legat de ceea ce spunea dânsul, este mobilizarea durabilă a resurselor lemnoase pentru bioenergie. Deci Europa comunitară se preocupă foarte mult de diverse surse de energie, între care lemnul joacă un rol fundamental. Nimeni nu cere României ca până la un termen oarecare să renunțe la lemnul de foc pentru încălzire și gătit. Nici nu se poate așa ceva când există un consum de 14 milioane de tone de biomasă lemnoasă anual în România și 3 milioane jumate de gospodării se încălzesc, folosesc lemnul de foc. Deci ar fi o anomalie totală, iar Europa nu își permite să impună, mai ales în ideea subsidiarității pe care o promovează prin tot ce înseamnă documente europene. Da, noile strategii forestiere, biodiversitate și așa mai departe. Dacă ați deschis această discuție foarte corect, domnule profesor, să continuăm pe această idee și aș vrea să vă întreb, domnule profesor, dacă România este în acord cu politicile europene, cu strategiile europene. Cum considerați că, în ce punct se află acum politicile publice din România în materie de industria lemnului și de sector forestier? Eu sunt profesor de silvicultură și mă ocup în principal de partea de producție de lemn, nu neapărat de partea de utilizare a lemnului. Asta mă obligă să citesc documentele europene pentru că suntem obligați într-un fel sau altul să ne aliniem la tendințe europene, la care de fapt România este de mult timp aliniată. Dacă vom citi Pactul Ecologic European, Pactul Verde cum se numește, dacă vom citi noua strategie forestieră a UE pentru 2030 sau strategia privind biodiversitatea pentru 2030, vom constata că de fapt România este perfect, dacă vreți, în linie cu ce cere sau ce cer acele strategii europene. Noi suntem cei care protejăm pădurile, ajungem la acel procent de 10% de protecție strictă fără probleme. Noi am cartografiat, monitorizat și protejăm strict pădurile primare și seculare. Suntem prin PNRR în situația de a planta câteva zeci de mii de hectare suprafețe împădurite și reîmpădurite, circa 56.700. Suntem în linie cu ideea de a planta păduri urbane și cred că ați văzut că la Brașov s-a făcut chiar deja o primă încercare cu studenții noștri și nu numai pentru a crea primele păduri urbane din România. Vom crea pepiniere, vom renova pepiniere, iar România în plus aplică de zeci de ani o silvicultură apropiată de natură. Deci eu cred că suntem în linie cu tot ce se cere prin documentele europene apărute în ultimii doi ani. Încă o întrebare, domnule profesor, și apoi mergem spre domnul Tobescu. Toate aceste măsuri despre care vorbiți vor fi finanțate și prin PNRR, prin Planul Național de Redresare și Reziliență? Fără discuție. În capitolul 2 al PNRR există exact acele măsuri pentru împădurire, reîmpădurire, păduri urbane, pepiniere, noi și renovate, iar strategia europeană amintește de silvicultura apropiată de natură pe care noi o practicăm de zeci de ani. Suntem, repet, în linie cu ceea ce se cere în plan european. Da. Avem și deja finanțarea asigurată prin PNRR. Mulțumesc. Ne ducem către domnul Tobescu și aș vrea să vă întreb, Cătălin Tobescu, sigur, să continuăm discuția despre politici publice, despre măsurile care se iau pentru, hai să spunem, paza pădurilor, când mă refer la paza față de eventuale tăieri ilegale, dar vă propun totuși să plecăm de la ceea ce se întâmplă în realitate, și anume o creștere substanțială a prețului lemnului, un preț care deja îngrijorează nu numai pe cei din industria lemnului, ci și industria mobilă, constructorii și așa mai departe. Care este explicația acestei explozii a prețului lemnului? Sigur că multe materii prime au crescut ca preț, poate avem o specificitate la lemn și apoi să ajungem și la tipul de politici publice de care avem nevoie. Aș pornim de la realitatea faptului că
România nu are o strategie forestieră prin care să surprindă și să valorificăm acest potențial al pădurilor de care vorbim și de care am vorbit în această introducere legată de fundamente. Avem păduri, toate directivele și politicile europene ne încurajează să folosim acest lemn din păduri gestionate durabil pentru dezvoltare. În contratim cu aceste politici europene, în România de 3, 4, 5 ani de zile se vorbește doar de combaterea tăierilor ilegale. Sigur, s-au făcut foarte multe lucruri bune pentru a reduce acest fenomen al tăierilor ilegale, care zic eu că a devenit mai mult local și în niciun caz fără impact pe nivel național privind starea pădurilor. Deci s-au făcut foarte multe lucruri bune pe direcția asta, dar discuția efectivă, exacerbarea temerilor privind tăierile ilegale au făcut să se ia foarte multe măsuri care au condus la blocaje. Avem dezvoltarea sistemului SUMAL 2.0, care, deși codul silvic prevede că ar trebui să avem norme privind circulația masei lemnoase și norme separate privind consumul de lemn propriu al proprietarilor, SUMAL 2.0 tratează exploatările comerciale și consumul de lemn de foc al unui mic proprietar de pădure în același mod, practic blocând accesul de pe micile proprietăți și vegetația din afara fondului forestier la resursă. Din cauza asta a apărut în toamna acestui an un minus în piață de 3-4 milioane de metri cubi. Pur și simplu oamenii n-au avut acces la proprietățile lor. Iar a doua problemă foarte mare care a creat o criză artificială este legată de evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice. Sigur că da, există un infringement pe păduri și alte țări au avut infringement exact pe aceeași tematică a evaluării de mediu, pentru că în Uniunea Europeană s-a întărit această componentă de evaluare de mediu. Ce înseamnă evaluarea de mediu, domnule Tobescu? Explicați-ne ca să înțelegem. Evaluarea de mediu a amenajamentelor silvice, la ce se referă așa în câteva cuvinte? Este un subiect destul de tehnic. Amenajamentele silvice sunt sisteme de reglementare și de planificare a gestionării pădurilor. Sunt considerate planuri și, aș zice eu, față de foarte multe alte țări europene, România a considerat și a impus ca obligatorie o evaluare de mediu pentru aceste amenajamente silvice. Foarte multe țări, amenajamentele silvice nu sunt obligatorii și nu este obligatorie nici evaluarea de mediu, sau dacă există o astfel de evaluare de mediu, se tratează într-un mod foarte simplu și logic. V-aș spune foarte simplu ce face Finlanda. Finlanda are o hartă la nivel național a ariilor protejate, cu speciile și habitatele protejate și măsurile de protecție. Un proprietar de pădure preia automat aceste restricții. Agenția de Protecție a Mediului din Finlanda, când se face un plan pentru pădure, merge și vorbește cu proprietarul și stabilește compensațiile pentru restricțiile care sunt impuse. Amenajamentul silvic, deci gestionarea pădurilor, preia automat aceste restricții. Ne referim la protejarea unor specii, procedarea unor habitate sau ecosisteme, deci anumite zone care trebuie să fie protejate, și automat se concluzionează foarte simplu că amenajamentul silvic nu are impact de mediu, iar această evaluare se termină foarte simplu. Bun, în România s-a făcut o filozofie despre evaluarea de mediu, s-a ajuns la o procedură atât de complicată, încât e un blocaj, nu? Am ajuns într-un blocaj. Încât este un blocaj, avem niște cifre de la minister, din 300 de amenajamente care au intrat în 2021 în această evaluare de mediu, deci atenție, din 300, doar 9 s-au finalizat cu un aviz de mediu, cu evaluarea adecvată și cu raport de mediu. Deci toate pădurile care în 2021 trebuiau să aibă noi planuri de amenajare, practic au intrat într-un blocaj.
Blocajul se adâncește cu pădurile care intră în 2022 în reamenajare și resursa devine în mod artificial din ce în ce mai puțin în Bun. Piață. Domnule Tobescu, mai avem doar câteva minute. Timp să mai tragem câteva concluzii, să spunem că dezbaterile pe care le avem astăzi vor continua săptămâna viitoare la forumul pădurilor pe care îl organizați, dar haideți să tragem câteva concluzii în emisiunea noastră. Domnule profesor Nicolescu, întrebarea mea și concluzia pe care vă propun este să ne spuneți care sunt măsurile pe care le vedeți pentru viitor, așa cum ați precizat deja vis-a-vis de felul în care se poate crește și sustenabil pădurea până la urmă în România. Ce-mi doresc eu, în primul rând, spunea domnul Tobescu mai devreme, este să avem în sfârșit o strategie a sectorului forestier din România cu adevărat aplicabilă. Cei care am lucrat în domeniu sau lucrăm în domeniu știu bine că toate strategiile apărute după 1990 au avut probleme de conținut sau și de aplicare. Să sperăm că cea la care se lucrează va fi cu adevărat aplicabilă și va conduce la o evoluție a sectorului forestier. Eu îmi doresc o debirocratizare, o simplificare a tot ce înseamnă, dacă vezi, de la legislație silvică, la lucrări în pădure. Îmi doresc ca proprietarii de pădure să aibă mai multe drepturi, să poată uza de dreptul lor de proprietate. Dacă v-aș da o listă cu câte îmi doresc, cred că v-ați speria, pentru că sunt atât de multe și atât de rezolvabile, ușor dacă s-ar dori, încât lucrurile ar merge cu siguranță mai repede, mai simplu pentru binele oricui. Al păduri, în primul rând. Da, mulțumesc. Deci, transmiteți-ne lista dumneavoastră pe fax, pe mail, pardon, pe WhatsApp și o să, măcar de curiozitate, o să o citesc și o să mai discutăm cu siguranță. Sigur. Cătălin Tobescu, vă rog, o concluzie. Întrebarea mea e legată, poate dacă vreți să o introduceți în concluzia dumneavoastră, este aceeași: de ce atât de multă timiditate în a exploata în mod eficient, economic și sustenabil pădurea în România? Eu aș porni de la realitatea, ceea ce ne spune piața și prețurile care sunt în piață în momentul ăsta pentru lemn. Deci populația și decidenții trebuie să fie conștienți. La licitațiile pentru producția anului 2022, prețurile au crescut de 2,5 ori față de prețurile din 2021. Prețurile întotdeauna sunt transmit informații despre echilibru între cerere și ofertă. Deci în momentul ăsta, prin deficitele artificiale induse de ceea ce am povestit foarte pe scurt în emisiune, datorită deficitelor, prețurile au explodat. Este un deficit artificial pentru că, așa cum spuneam, avem fundamente, avem masă lemnoasă și recoltăm foarte puțin, mobilizăm foarte puțin din această resursă. Deci, pe termen scurt, decidenții trebuie să vadă realitatea și să vadă dezechilibru produs în piața lemnului și deficitul uriaș de resursă creat, care cu siguranță se va restrânge în probleme sociale în anul 2022 și pe linie de aprovizionare a populației cu lemn de foc și dezechilibrarea industriei lemnului. Pe termen scurt este nevoie să se abordeze această problemă a evaluării de mediu amenajamentelor silvice, trebuie simplificat sumalul și abia apoi trebuie să gândim pe termen mediu și lung, să gândim o strategie pentru sector, investiții în accesibilizare și în a mobiliza resurse. Vor fi teme pe care le veți dezbate, nu? La Forumul Pădurilor și Industriei Lemnului în data de 15 decembrie, nu? 14 decembrie, va fi online. Invitația este deschisă pentru toți cei care doresc să afle mai multe informații despre sectorul forestier. Da, vă mulțumesc pentru prezență, îi mulțumesc domnului profesor Valeriu Norocel Nicolescu, îi mulțumesc domnului Cătălin Tobescu pentru această dezbatere, care sigur e interesantă pentru că este un pic mai echilibrată și nu doar cu obsesiva idee a tăierilor ilegale. Iată că avem și teme extrem de profunde, extrem de interesante, extrem de complicate până la urmă
legate de pădurile și de industria lemnului din România. Ne oprim aici astăzi cu dezbaterea noastră. Vă invit ca de obicei să urmăriți știrile realizate de colegii noștri din redacția de știri, apoi Profit Live cu Ana Osman și cu Claudiu Vrânceanu. Eu vă spun tot ca de obicei, rămâneți pe Profit, vă doresc toate cele bune!